Stai un secundă. Ce am găsit? Păi au câte două, au câte două laturi și unul dintre ele. Gata, sunt concurente. Adică și alte elemente sunt concurente complet, toate. Până la șase. Celelalte trei, adică. Da? Celelalte trei. Acestea sunt cazurile de concurența două triunghiuri. E vorba de L, U, L, U și L, L, L. Latru, latru, latru. Acasă să construiți de două ori, cum am făcut-o eu, când voi n-ați avut instrumente, deci de construiți de două ori, câte trei triunghiuri de fiecare dată. Adică, în trei poziții. Eu am construit doar două poziții. Dar construiți în trei poziții. Și veți vedea că toate cele trei construite pentru fiecare caz sunt concurente. Adică ce veți face? Veți folosi câte o latură, da? Și latura cealaltă, asta zice, și latura cealaltă, și, și pe urmă când vă bășirați conturii, vă strați unghiuri. Vedeți, unghiuri sunt concrete? Surpriză, perfect concrete. Dacă ați sunteți de groși, pasul, tot. Însă, multă grijă. Totdeauna, ca să existe un triunghi, trebuie să se întâlnească altul ăsta cu arcul ăsta. Adică suma a două laturi trebuie să fie mai mare ca a treia. Am zis, uitați-vă, 3 cu 5, 8, mai mare decât 7. 5 cu 7, 12, mai mare decât asta. Și 3 cu 7, 10, mai mare decât 5. Deci, notați, observații. Observații. În orice triunghi, suma a două laturi e mai mare decât cea de-a treia. Da? Suma la două laturi, mai mare decât aceea de una este să mă duc de aici până la sud, direct, și alta să mă duc prin Onești. Da? Prin Onești am făcut un triunghi. De ce? Păi m-am dus de aici până la Onești, la Onești la sud. Da? Sau dacă vreau să mă duc de aici până la Onești, una este să mă duc direct, și alta să mă duc prin sud. Da? Deci e mai mare suma la două laturi, mai mare decât aceea. Da? Deci totdeauna A plus B e mai mare ca C. Da? A plus B e mai mare ca C. A plus C e mai mare ca B. Și B plus C e mai mare decât A. Aceste lucruri trebuie să aveți foarte clar în minte când construiți un triunghi. Dacă nu să le priți de conținut pe acestea, triunghiul nu există. Eu n-ai cum să faci așa. Frascus, una este duci direct, și alte se duce pe ocolite. Deci, clar, cele două laturi trebuie să fie sumate mai mari decât a treia. Bun. Și acum zice clasificarea triunghiurilor. Clasificarea triunghiurilor. Clasificarea triunghiurilor. Care sunt elementele care intră în discuție într-un triunghi? Unghiuri și laturi. Unghiuri și laturi. Înseamnă că tot unghiuri și după laturi trebuie să purtăm o discuție. Da? Deci, clasificarea triunghiurilor trebuie să facem după unghiuri și după laturi. Așa. Clasificarea triunghiurilor. După laturi și după unghiuri. Da? După laturi și după unghiuri. După laturi. Păi ce s-ar putea să se întâmple dacă ne gândim la laturi de unghiuri? S-ar putea să avem două etape. Da? Cum sunt picioarele noastre. Nu? Iată, două etale. Și atunci triunghiul arată așa. Se va numi într-un fel, uitați așa, triunghiul ăsta, în care vedem două laturi egale, asta, asta și cu asta. A, B, C. Triunghiul A, B, C. Deci,
important să vedem, în felul multe mai mare pe state, adică să vadă mai mult. Dacă de luat aproape egale, e mai altul. Așa. Deci, un triunghi acesta în care se întâmplă două laturi să fie egale și am punctat, se numește într-un fel. Cum se numește? Cine știe? Echilateral. Nu. Echilateral. Egal peste tot? Nu. Păi, vreau să faci niște asocieri. Când zici echilateral, e egalitate peste tot. Deși e toate egale. Nu. Dar aici mă două. Isoscel. Deci un astfel de triunghi se numește isoscel. Cel. Da, Isos cel. Am să scriu totuși, să dau partea dreaptă, că dacă zic la apoi, apoi se vadă imediat primul tip de triunghi, cum am spus aici, Isos cel. Da. Isos cel și așa arată. Da. Două laturi egal A, B, C. Deci latura A, B, spuneți aici AB, e egal cu AC, AB cât AC, și surpriză mare, dacă ne măsurați un grâbli, unghiul C, ăsta de la bază, e cât B. Deci mai au și unghiul C, egal cu unghiul B. Au aceeași măsură, C-ul cu B. Se scrie măsura lui B egal cu măsura lui C. Dar, cum am spus pe scurt, la măsuri mă refer eu. Unghiul C este de aceeași măsură cu B. Să zicem că unghiul C e congruent cu unghiul B, nu? Știți bine că zicem unghiul C e congruent cu unghiul B. Ce e la isoscel? Când auzi isoscel, între trisunghi, între zeci, cineva zice isoscel, zice, gata, știu. Două laturi egale și unghiul pe acelea de jos, la bază, sunt egale. Da? Asta înseamnă unghi. Triunghi isoscel. Și echilateral, adică cea de-a doua categorie, da? Pe care trebuie să zic isos cel, și acum echilateral, înseamnă toate laturile egale. Așa trebuie să vedeți. Triunghi echilateral, toate laturile egale. Toate laturile egale, două câte două. Toate laturile egale. Adică A, B, cât B, C și cât C, A. Asta este echilateral. Da? Trebuie echilateral. Și ce surpriză mare, când măsurați unghiurile, veți constata că toate unghiurile sunt de 60 grade. 60 grade, 60 de grade și 60 de grade. Deci surpriza mare este că toate unghiurile, absolut toate unghiurile sunt și egale. Dacă unghiul e echilateral, toate unghiurile sunt egale, de aceeași măsură. Și triunghiul oarecare, că nu mai are nicio latură. Isoscelul are două. Da? Isoscelul are două. Echilateral are toate egale. Și unghiul 60 grade. Și oarecare nu are nicio latură. Dacă l-am dat două, ar fi isoscel. Dacă ar fi toate egale între ele, ar fi echilateral. Da? Deci, a treia categorie, oarecare. Și de asemenea, un triunghi în care să nu fie nicio latură A, B, C. Da? Nicio latură egală cu alta. Triunghi A, B, C. Deci, vorbim de triunghi isoscel, echilateral și oarecare. Isoscel, echilateral și oarecare. Ne-am înțeles, da? La unghiuri, observăm, după unghiuri, o clasificare care se spune așa. Dacă toate unghiurile sunt mai mici de 90 de grade, se cheamă triunghi ascuțitudinic. Deci, ascuțitudinic. Așa, ascuțitudinic. Ascuțitudinic. Toate unghiurile sunt mai mici de
90 de grade. Toate unghiile sunt mai mici de 90 de grade. Niciunul nu e 90 de grade. Ascultă-mă. Și puteți desena repede o plângă așa. Hai să zic așa. Să nu fie niciun unghi, să nu fie nici și sos cel, dar și chiar dacă e sos cel, nu nicio problemă. Important este că toate unghiurile sunt mai mici de, dictați de 90 de grade. Dreptunghic are o mânghie 90 de grade. Are, nu? Unul singur, nu poți fi două. Are un unghi de 90 de grade. Dreptunghic. Are un unghi de 90 de grade. Un unghi de 90 de grade. Ascultă-ți, unghi dreptunghic. Exemplu. Are un unghi de 90 de grade. Uitați așa. Ăsta e dreptunghic, se cheamă. Are unghiul ăsta de 90 de grade. A, spune dreptunghic. Și optuzunghic. 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 Cu un unghi. Atenție, optuzunghic. Cu un unghi. Un singur unghi, nu se poate mai multe, un singur unghi mai mare de 90 de grade. Un unghi mai mare de 90 de grade. Deci, hai să repetăm o dată. Triunghiul îl vedem după laturi și după unghiul, clasificare. După laturi, sos cele lateral oricare, după unghiuri, ascuțit unghi, dreptunghic și optuzunghic. Optuzunghic. Ce am făcut astăzi? Am făcut următorul lucru. Am construit un triunghi. Am vorbit despre triunghi, care sunt elementele unui triunghi, trei laturi și trei unghiuri. Am vorbit despre modul în care, am vorbit despre ce înseamnă congruența două triunghiuri. Două triunghiuri sunt congruente când au toate cele șase elemente congruente, două câte două, adică un element de la primul, un element de la al doilea. Da, toate cele șase congruente. Și că putem construi un triunghi nu avându-le pe toate cele șase la dispoziție. Doar trei din cele șase. Fie că avem câte un unghi și latul ce îl formează, unghi latul unghi. Fie că avem câte o singură latură și unghiul la bază și construim triunghiul foarte bine. Fie că dar construim în mai multe locuri și de aceea apar triunghiuri care sunt congruente. Deci trei din ele. Și când avem toate laturile congruente, când avem toate laturile la dispoziție, ca segmente de o parte, de lungim și de uite, cu calitatea cea de suma două laturi mai mare ca treia, atunci putem construi triunghiuri oriunde vrem. Și de aceea două triunghiuri sunt congruente când au, cum am spus, laturile două câte două egale. La al treilea caz, dacă le luăm pe toate, câte două laturi și unghiul ce formează dintre ele. O latură și două unghiuri și laturile și toate laturile egale de 8x2. Ne oprim aici. Sigur, am purtat această discuție cu voi cu gândul că venind la Franță și cu voi la geometrie, parcă, nu știu, se întâmplă de regulă cam așa. Geometria mea este agreată de foarte tare nici de profesori. Și atunci nu se grăbesc să intri în geometrie. Amână, hai azi, hai mâine, nu știu ce, nu știu cum, ba, unghiul pe acolo, bisectoare, unghiul în jurul unui triunghi și așa mai departe. Și-o lăsat așa. Și este geometrie de făcut cât cuprinde. Acum trebuie toată puternică în geometrie. Geometria este partea de matematică pe care dacă nu o prinzi la început și așa ți se instalează teamă și nu mai ai nicio șansă. Și dacă îmi permite, domnul profesor, încercați să înțelegeți acum la a șasea, că e foarte simplu tot ce vă explică, pentru că a șaptea și a opta e la geometrie. E foarte greu dacă asta nu știți. Da, încercați să te uiți. Da, și încercați să se aschizi foarte ușoare, încercați să le înțelegeți foarte. Depuneți și voi acasă, ce v-am spus eu, construiți acasă,
cele trei cazuri de construcții n-am predat așa cum se predă la clasă. Zice, hai să construim un triunghi, dacă știm două laturi și un triunghi. Și am construit. Știm lungimea două laturi. Dar poți să construiești aici, uite, am și construit ăla și construit ăla. Ce iese? Dacă le iei triunghiul și le spui la cui, perfect, adică sunt concurente. Am măsurat noi. Și așa am ajuns la carte congruență. N-am dat definiția, ca pe o teorie, mă zic congruente și nu știu ce. Deci am încercat să mă fac cât se poate de înțeles. Și insist să vă spun, trebuie să depuși și voi efort. Nu puteți asemna nimic dacă nu puteți și voi efort. Nu există așa, uite, ai trecut la proforma și deodată, numai dacă treci pe acolo, Miloșul matematică, de să mai știi. Nu, trebuie să muncești acasă, trebuie să tragi și tu acolo. Și nu lăsați numai în bază. Chiar astăzi, acum, cu cineva la telefon, s-a interesat, au vrut neapărat să afle cum se poate intra pe blog și de vorbă despre lecții de matematică. Vă mai spun că un băiețel din Moldova, acel băiețel m-a sunat astăzi, că a luat locul întâi la matematică, în Republica Moldova, mergând numai prof online. Și cel care s-a străduit și vreau la lecțiile acelea. Deci are de gând să facă treabă. Asta e o poveste extraordinară. Când mai copii ar trec... Când ești pasionat și vrei, atunci... Când mai copii ar trec pentru o situație foarte dificilă. Foarte dificilă. Din aceea ies oameni extraordinari. Nu când tot ți se dă pe tavă și tot o aștepți, mestecați în pesmeții. Da, și te gândești că matematica poate nu o să-mi folosească în viață. Da, nici vorba așa ceva. Uite că ăsta se află într-o situație dificilă, am mie și nu ar vrea să vorbesc în film, voi vorbi altă dată, o să vă povestesc pe tot. Asta înseamnă să vrei. Și vă o să vă povestesc tuturor după ce chiar acum scot și eu să oprim și filmul. Așa.